Accidentul s-a petrecut aproape de sensul giratoriu de la Mioveni. Bărbatul de 44 de ani mergea de la Câmpul Lung spre Pitești și pe strada perfect dreaptă s-a răsturnat cu mașina. Posibil conducătorul auto a avut o viteză excesivă, a părăsit partea carosabilului, s-a răsturnat de mai multe ori. În urma accidentului, din nefericire, acesta a decedat. Șoferul nu purta centură de siguranță și a fost aruncat afară. A ajuns sub mașina pe care o conducea. Așa l-au găsit echipele de intervenție. La sosirea echipajului de intervenție, acesta nu a mai prezentat semne vitale, iar în urma procedurilor de resuscitare, acesta nu a prezentat semne vitale. Din cauza accidentului, circulația s-a desfășurat cu dificultate spre Mioveni.